Salutare tuturor! În sfârșit am revenit cu un nou look și un nou tutorial de make-up. Astăzi o să ne jucăm cu mai multe produse Inglot, produse din gama J-Lo, numai că vom face un look de toamnă, tocmai pentru că m-am gândit că e toamnă și sincer am fost inspirată de colecție și îmi rămăseseră niște produse pe care nu le-am încercat din colecție și am vrut să le încerc acum și am zis să recreez acest look de toamnă. M-am inspirat foarte mult din culorile toamnei, culorile frunzelor și dacă vă place, vă rog frumos să vă uitați în continuare. Primul lucru pe care îl vom aplica va fi un primer. O să folosesc acest primer matifiant, în principal pe zona T, pentru că acolo, ca să zic așa, mă îngraș cel mai rău, adică acolo mi se îngrașă tenul cel mai rău. Bine, nu e ca și când după ce filmez acest look mă duc undeva special unde am nevoie să mă reziste foarte bine toată ziua, pentru că doar mă duc să-mi fac manicura și pedicura. Dar ar fi drăguț să arăt frumos pe drum, nu? Și mă gândeam și eu. Urmează să folosim fond de ten. Voi folosi Perfect Cover-Up Foundation în nuanța 79 și voi folosi fond de ten cu un burețel. Apoi vom lua un corector pe care îl voi aplica sub ochi și îl voi stâmpa cu burețelul. Și pe unde mai e nevoie, din aici, am să mai aplic puțin corector. Urmează să folosim și pudră, iar eu am să folosesc cea mai mare pensulă de pudră pe care o am, ca să așez foarte bine corectorul și fondul de ten. Totul este fixat. Ce vom face acum va fi să îmi fac sprâncenele și folosesc AMC Brow Liner Gel. Am să trec cu periuța printre elele perii ca să le dau formă și cu o pensulă unghiulară. Urmează să aplic o bază de machiaj ca să ne reziste fardul. Aplic pur și simplu cu degetul și o aplic până sub sprânceană. Voi lua din nou pudra și voi fixa baza de machiaj cu pudra asta. Mi pare că arăt foarte albă și foarte ciudat, dar cred că este de la pudră, pentru că în realitate nu sunt atât de albă și cred că e de la pudră pentru că reflectă lumina. Ce vom face acum va fi să luăm o pensulă de blending și vom lua bronzerul. Cred că mai știți paletuța asta pe care mi-am făcut-o eu de la J-Lo. Oricum o să vă las toate produsele pe care le folosesc în descriere, așa că uitați-vă acolo. Am să iau bronzerul din această paletuță și am să îl folosesc în pliu. Așa ne începem noi machiajul de toamnă. Următorul pas este să udăm o pensulă și să luăm această nuanță de aici, acest cupru foarte, foarte frumos, și să îl aplicăm pe toată pleoapa. Apoi am să iau o pensulă de blending ca aceasta și aceeași culoare. Am să estompez marginile în pliu. Apoi cu o altă pensulă de blending vom lua culoarea aceasta de aici, mai maroniu așa, și vom intra în veul exterior. Și vom urca puțin în pliu. Cu pensula de mai devreme vom lua acel cupru de pe pleoapă și îl vom aplica pe pleoapa inferioară. Iar acum cu pensulă de detaliu voi lua acel maroniu roșiatic și îl aplic și pe pleoapa inferioară. Și din nou cu pensula de blending estompăm. Vom lua din nou o pensulă plată curată și pigmentul Cosmic Glow din gama Jennifer Lopez. O să-l aplic pe centru. Iar acum cu degetul voi împinge foarte bine pigmentul în pleoapă. Ce urmează să facem acum este să folosim puțin din iluminatorul acela superb de la Jennifer Lopez, zona interioară a ochiului. Bun, ce vom face acum va fi să conturăm foarte puțin ochiul folosind eyelinerul gel de la Inglot. Bun, urmează ultimul pas pentru ochi și anume mascara sus și jos. Cât se usucă genele de sus, am să conturez fața. Și voi lua evident bronzerul din palețică. Voi folosi și blush-ul din paletă. Și una dintre părțile mele preferate, evident, highlighterul de la J.Lo. Ador să-l aplic. Uitați cât de frumos e. Și highlighterul ăsta face tot lucrul, jur. Pe vârful nasului. Acum pot să aplic și mascara pe genele de jos. Și am să aplic acest Gloss Peach Pearl, tot din gama J.Lo. Și era să uit, ca ultim pas, pur și simplu, am să aplic un spray de fixare. Și acesta este look-ul final, pe care oricum l-ați văzut la începutul clipului. Da. Dacă aveți orice fel de întrebare legat de acest look sau de produsele folosite, vă rog frumos să îmi scrieți în comentarii și o să vă răspund. De asemenea, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și dacă v-a plăcut și mai mult, puteți să-i dați și un share. Dacă aveți orice fel de sugestie de clip, nu ezitați să-mi spuneți și nu uitați să intrați pe blog, pe Instagram și pe pagina mea de Facebook și noi ne revedem foarte curând cu un nou clip. Pa, pa!